oficial a campaniei pe care Partidul Mișcarea Populară o va face în următoarea perioadă, și anume alegerea primarului în două tururi de scrutin. Vrem prin această campanie să sensibilizăm opinia publică, cetățenii, pentru a veni în primul rând la vot și prin votul lor să nu facă altceva decât să aleagă persoana reprezentativă pentru comunitatea respectivă, în special pentru comunitatea noastră. Pentru că, de fapt, acesta este lucrul cel mai important pe care noi dorim cu toții și care ne interesează. Precum știți, până la alegerile anterioare, primarul a fost ales în toate localitățile sau în marea majoritate a localităților unde s-au făcut alegeri, în foarte mare majoritate, chiar dacă poate termenul nu este atât de corect, din punct de vedere gramatical, primarul a fost ales și deci într-un singur tur. Din sondajele făcute la nivel național cât și la nivel local, primarii au fost aleși undeva cu 10, 15, maxim 20% din numărul de participanți, din numărul de votanți, per total, chiar dacă s-a ales cu peste 50% din numărul celor prezenți la vot. Deci noi considerăm că un primar ales cu 10%, chiar unii au fost aleși cu 7%, nu este un primar reprezentativ pentru comunitatea respectivă. De aceea considerăm că alegerea în două tururi reprezintă cu adevărat un vot corect și cinstit atât față de cetățeni, cât și vis-a-vis de activitatea pe care ulterior primarul o va desfășura în administrația publică, fiindcă în cel de-al doilea tur de scrutin știm foarte bine că cei doi candidați vor polariza scena politică din localitatea sau din comunitatea respectivă, și ei vor fi aleși chiar dacă undeva procentajul per total va fi de 50% sau sub 50%, vor fi aleși cu o majoritate de cel puțin 25%.